Ei bine, Silvia de la Vegas și Ionuța Todirese i-au acceptat marea provocare și sunt gata să-i dea, să dea testul prieteniei. Care dintre cele două vedete va primi cea mai cruntă pedeapsă, vedem imediat. Deocamdată însă invităm în platou pe Silvia și pe Ionuț. Yeah! M-am transpirat. Bine ați venit, bună salutare. Seara. Bine v-am găsit. Hai să ne pupăm noi între noi, băieți, fetele. Mamă, bine ați venit, da, sărbătoare bună. Bine ați venit. Ne mai și schimbăm. Da, mama, ăsta e motto-ul swingerilor. Ne mai și schimbăm și ne între. Simona. Nu eu am spus-o. Nu ne-am văzut de ani de zile. Așa e. Ești neschimbată, dar s-a schimbat ceva în viețile noastre. Corect, avem copii. Suntem toți părinți. Da, și eu m-am înălțat 3-4 părinților. În fine, nu mă crede nimeni. Știi cum se spune la încălțările alea? BP-uri. BP-ul înseamnă bucuria piticilor. Alea de da, păi sunt. Păi ăștia sunt un fel de platformă, jur. La cât de lată e asta. Hai, puberul, filmează că sunt de la Versace. Păi chiar m-am... Dar glezna ta e în siguranță. Ia luați-l pe la... Să se ducă am fost pe la... puțin invidios pe tine când ne-am întâlnit afară, că am zis, băi, ce făcut, am mai crescut. Vrei să-mi dai? Da, uite, să... Nu cred așa ceva. De fapt, uite, vezi că e o diferență. Uite, fii atât de aici. Ia, stai, dă-l jos și pe ăla, în primul rând, să ne măsurăm, să vedem așa. Așa, stai așa. Deci, atenți. Hai să... E mai înalt, mă. Da, bine, nu cu mult. E puțin mai înalt. De asta m-a schemat aici să râdeți de mine și înainte de petrecere. Simona, să ne descălțăm și noi, să intrăm în jocul băieților. Ai văzut cele de balerină? Uite ce șosete am. Suntem noi foarte înalte, Silvia. Nu, e așa. Te rog frumos să-mi iei pireta asta de balerin. Nu, nu, ai grijă la headset. Mamă, n-ai treabă. Ce frumos, fantastic. Am făcut și balet în emisiunea asta. Deci este o emisiune de cultură, nu? Da, evident. Hai să facem Mezzo, Simona. Te rog să te încalzi. Da, o să mă încalc. Drag Alexandru. Cât numărați până la 10, m-am încălțat. 10. Pe voi vă invit un pic în partea asta ca să vă filmeze camera mai din față, așa să fiți frumoși, mai nu că n-ați înțeleg că aici este ringul, da? Da, aici este ringul, acolo să vă desfășurați voi. Acum lumina aia bună, vreau să mă duc și eu să-ți fiu mai frumos. Era să-mi tragi covorul de sub picioare. Mă accidentai în timpul emisiunii. Așa, exact. Vrei să-mi iei locul, nu? Nu, niciodată, n-aș avea cum. Hai să începem concursul, că te-ai pregătit. Să știți că noi am jucat de obicei în aceeași echipă. Acum ne puneți într-o poziție dificilă. Adversar de temut. Ne puneți într-o poziție dificilă, dar să nu uităm că am fost la un reality show cu vreo 9 ani de zile în urmă. V-ați avut timp să vă cunoașteți. Similar cam cu ce se întâmplă acum la Madagascar. Nu, la Madagascar și la Ultimul Trip. Exact, similar cu ce se întâmplă acolo. La care am stat o lună și vreo 3-4 zile în concurs. Și Silvia m-a eliminat, că am fost propuși la un duel. Acum trebuie să vedem cât de bine se cunosc. Începem, Alex? Da, adevărat sau fals? Atenție, fiți atenți. Întrebare pentru Ionuț. Este adevărat că Silvia nu merge la cosmetică? Adevărat. Și răspunsul corect o să ne dea... A nimerit. Așa este. Nu, dar am știut. Pentru că îți place să faci tot felul de măști acasă din produse naturale și faci mult sport. Și de asta numești la cosmetică. Deci a dat răspuns corect, da? Corect. Perfect. Pentru Silvia, este adevărat că Ionuț a fost prins într-o mașină furată? Da. Este adevărat. Serios, Ionuț? Da. Când s-a întâmplat? Nu, eu eram pasager. Da. Și mașina nu era el, furată. Da? Nu era furată, era... împrumutată. Era cu numere de Ungaria, dar ea... Avea volan pe dreapta de Anglia. E, nu, în Ungaria era radiată sau ceva de genul ăsta. Era o complicație de genul. S-a produs o extorsiune al unui degajament al unei întrebări. Corect. Pentru Ionuț, nu pentru Silvia. Este Nu. Ionuț este rândul lui. Te rog eu frumos, lasă-mă ca să o știu pe din afară. Știi că iar mă prinde Dora pe Olge și mă ceartă, nu? Că nu mă concentrez. Atenție pentru Ionuț! Silvia crede că rujul nu trebuie să lipsească din geanta unei femei? Asta crede asta Silvia? Adevărat! Păi mă uit la buzele ei. Mă, fals! Silvia crede că banii cash nu trebuie să... Sunt într-o emisiune de televiziune. Trebuia să vin și-o puțin fardată. Și mulțumesc fetelor care m-au aranjat atât de frumos. Deci avem nevoie. Fac duș, sunt fresh, în buzunar, am cash. Știi? Trebuie să ai bani cash. Acum conduce Silvia și vă pun următoarea întrebare. Dar e bun și cardul. Nu este bun cardul dacă mergi la turci. Am avut o peripeție în vara asta fantastică. Miocardul și pentru că nu am avut cash la mine, am stat în vamă vreo oră și ceva. Bun. Și ne-am împrumutat un băiat bani. Bun, dar puteți să aveți și cash și card. Întrebare pentru Silvia. Este adevărat că Ionuț pariase că va avea un băiat? Da.
Adevărat. Au fost convinși că au băiat până la vreo 5 luni. Răspuns așa corect. Așa este. Sunt și a ieșit. Am discutat la protocol, nu-i corect. Avans. Am discutat. Ce vrei, Anțeles, s-a nimerit. Eu îmi făceam temele la protocol. Nu se pune natura, e ca la jocul. Dacă vă întâlneați acum 20 de ani, poate vorbea despre cluburi. M-am luat frumos, m-a întrebat de fată, dar acum despre copii. Eu am băiat și așa am discutat de acolo și deja e așa făcut. Și noi vorbim despre copii tot timpul. Ionuț, este adevărat că soțul din America al Silviei a fost vânător, a fost vânzător la fast food. În America orice se poate întâmpla, eu zic că este adevărat. Fals! Oficial, cred că sunt învingătoare. A fost pilot. Pilot militar. Dar mai are timp să recupereze, eu nu sunt concentrează-te. Este în avantaj Silvia. Silvia, este adevărat că pe Ionuț l-a tatuat soacra lui, Anda Ghiță? Acum voi fi puțin... Cum să nu găsesc cuvântul? Poate că l-a tatuat puțin pe nervi. Pe nervi. Răspuns? Pentru că nu cred că l-a tatuat soacra, cred că doar a avut probabil niște mici probleme de dialog. Adică fals. Este fals. E fals? Da. Ionuț? Da, este fals. M-a tatuat soția, nu m-a tatuat soacra. Bun. Așa, pentru Ionuț, cu... este adevărat că Silvia și Daniel Robu au fost iubiți pe vremea când formau De La Vegas? Fals. Corect. Toată lumea știe. Da. Dar toată lumea a insinuat oricum. Da, corect. Și toată lumea... Eram foarte potriviți pe scenă. Așa e. Și probabil se gândeau că automat... Îl salut pe Daniel. Este un prieten extraordinar. Îl salutăm și noi pe Daniel. Noi și noi. Și ultima întrebare pentru Silvia. Este adevărat că nu ți-are un tatuaj cu Mihai Viteazul pe piept? Nu, este Ștefan cel Mare. Pe Mihai Viteazul l-am aici pe braț, exact. Atât, ia. Filmează-l pe el, filmează-l pe el cu Ștefan cel Mare. Îl avea și el mai bună. Îl aveam și în urmă cu 9 ani, l-am dus pe Ștefan cel Mare în Panama. Avem pedeapsă pentru niște patrioți băieții de față. Pentru că asta e, Silvia a câștigat, Ionuț a pierdut. Ha, îmi pare rău, Alex, avem și pierzător. Alex, din vina ta, am pierdut eu proba. Mă apuc acum cu flotarea. Hai să facem așa. Hai să facem flotarea. Le ținem noi microfoanele. Da, mai avem 3 minute jumate până în cântare. 3 minute jumate faci flotări, boiule. Într-una faci flotări. Atât de mult? Așa. Stați o secundă ca să ai spor la flotări. Stai un pic, avem niște cadouri pentru voi. Ca să ai spor. Nu, Paula, te rog. Nu te apuca. Prima dată, uite, avem cadouri pentru voi. Dă-le tu frumos. Dă și mie al meu pentru mine. Așa. Și acum tot Paula trebuie să țină cadourile. Sau Silvia, sau mă, bine, fi Paula. Se ține Paula. Pedeapsa este în felul următor. Ionuț trebuie să facă flotări. 10 flotări cu Silvia. Cu Silvia pe spate. Cam greu, da. Nimic nu este imposibil pentru Ionuț. Nu, la cât de puternic Ionuț, eu bag mâna în foc. Hai am curat să fac pariu cum a făcut el. Că o să aibă un băiat, eu sunt convins că și el o să facă flotările. Vedeți că acum aveți microfoane, așa că te rog să începem. Lasă-mă să mă ușor. Salut, eu sunt Alex Veres. Hai, Silvia. De jos, de așa, dar s-ar putea să iei din echilibru. Cred că ar fi mai ușor să stați omoplat pe omoplat. Dar atunci o să-i faci o bucurie lui Puberu. Puberu pleacă cu camera de acolo. Nu fă poze colorate. 10, 9, 8, 7. Haide, pune. Nu trișează, vă rog frumos. Atenție, doamnelor și domnilor. Haide, bă, nebunule. Da, tu ai senzația că Ionuț nu se descurcă? Și pentru că sunt o prietenă cu empatie, vreau să fac și eu acum câteva flotări o mică demonstrație de pedeapsă, da? Ia. Mamă. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi pierdut? De reflexiune, cu kick! Wow! Atenție, la cameră, bine, bravo! Bine, m-au luat și Gheri și bine! Hai să le dăm microfoanele. Și acum ce trebuie să mai fac? Deci eram la podea mândru. Prietenul meu s-a descurcat minunat. Haide, serios. Omoplat pe omoplat. Ca între colegi, auzi. Vino Puberu, vino și tu, Nelson. Cum adică omoplat? Adică stai pe spatele meu și-o fac flotări. Măi, ești nebun. Omoplat pe omoplat. Haide. Nu Simona, este un sport extrem. Haide, serios. Hai, așa. Așează-te, bine? Gata? Auzi, vezi că am mâna, am un tendon. Am tendin. Ia tricepsul, Puberu! Gata? Ia tricepsul, boiule!
să ne considerăm câștigători. Uite, vedem de sânge din nas. Gata, să nu este o reacție asortă. Dacă am pierdut din vina lui, acum... Haide, Dora, vino și tu. Nu dați bani pe prostii, faceți poze la copii. Doamne, ce mi-ați făcut. Fai, hai cu peru și tu. Dacă am pierdut din vina ta, ai făcut flotările în locul meu. De ce m-ați adus pe mine la emisiunea asta? Demonstrație de tatăl meu. Partea bună este că am făcut sport și azi, eu. Bine, foarte bine. Adică a trebuit să... Mai vrea cineva să fac ceva? Cameraman, cineva mai vrea să vină să... Paula e prea ușoară. Nu, fii atent, pe Radu ai tu pe o să-l ții. Da, îți dai seama. Tot cu cameră. Nu, cu cameră nu. Bine, hai, ține o cameră. Nu, nu, cu cameră nu. Ține o cameră, fii atent, dăm camera. Dăm camera. Serios, vrei să fac cu puberul în spate? Da, da, da. Haide, George, și tu. Haide să vină fetele de la machiaj, dacă nu e problemă. Hai, 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 repede, 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 că... Grămadă, repede, hai, 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 kilograme ai. Haide. Țin, țin, țin. Da, așa, uite pe... Nu așa, bolne. Hai, 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 hai. Nu așa, spate pe spate, stai. Nu așa. Omoplați pe omoplați. 30 de secunde, atenție și... Picioarele sus, nu te ține picioare. 2, 3, 4. Eu zic că o să avem nevoie de niște ajutoare. Dă-te jos, că mor puberul! Bravo! Paula, te rog să le mulțumesc, deci, și colaborator.